Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 22 martie. Ieri Albina a avut un zbor de curățire foarte bun. Iar azi începem o anumită lucrare în funcție de colonia respectivă, fiindcă în țară nu toată lumea are colonii super dezvoltate, așa cum le vedeți pe YouTube. Și atunci avem nevoie să începem să lucrăm ca să ne dezvoltăm și noi cât de cât aceste coloane. Pentru început avem nevoie de o diafragmă pentru lucrarea care vreau eu să o fac și o ramă cum ieri care aveți la rezervă și după posibilități acum cam toată lumea a cumpărat urte. Toată lumea a cumpărat urte fiindcă na, și reclama și necesitatea de a avea hrană cam acolo duce. Bun. Deschidem o primă colonie, suntem la 10 dimineața. De acum zilele vor fi cât de cât mai călduroase, nu o să fie foarte cald aici la mine în zona. Și să începem, ce vom face. Important este să aveți acum coloniile în stupi, să nu fi dispărut, să nu fi murit. Există și cazuri din acestea în care coloniile mor. Dar pe lângă asta, dacă a supraviețuit colonia, atunci vom încerca și noi să-i facilităm dezvoltarea. Înainte de valul de frig am pus și eu folia. Aici avem condensul. Unii spun că n-ajunge condensul de pe folie. Atâta timp cât vedeți apă pe care Albina n-a luat-o până dimineața asta, până de seară dispare oricum. Dar dacă zboară afară o să-și ia și de afară apă. Iată, a primit o turtă proteică, adică o turtă, o jumătate. Și acum o să îndepărtez aceste folii. Aceasta este o colonie mai nervoasă, să zic așa, abia a ieșit din frig. Ieri le-am lăsat în pace, n-am umblat la ele, fiindcă zborul de curățire, le-am lăsat în pace. De fapt așa se procedează, prima zi când zboară o lași în pace și a doua zi intervii cu ceea ce ai de făcut. În cazul meu am de făcut ceea ce veți vedea. Vedeți, Albina este până în capătul celălalt. Urmăresc două lucruri să fac. Trebuie să scot cartoanele de lângă Albina. Deci în zona unde stă Albina trebuie să scoatem cartoanele acestea. De acum vor începe să roadă la ele. Numai erau puse pentru a ține umiditatea în frâu în timpul iernii. Al doilea lucru care îl urmăresc, asta e prima ramă cu albinuță. Urmărim cantitatea de miere de pe ea. Deci asta este o verificare standard care o faci. Mierea este mâncată, va fi loc pentru puiet, pentru dezvoltare. Bun. După aceea urmărim prezența reginei, care acum se... De acum o faci foarte ușor, adică
O să vă arăt imediat. Nu mă interesează dacă pe această ramă e puiet, ci pe această. O ridicăm și vedem cantitatea de puiet sau dacă are puiet. Și totodată vom vedea dacă frigul a afectat foarte tare colonia respectivă. Avem puiet căpăcit. Avem și ouă, matca este prezentă. Are și miere lichidă, ceea ce văd eu aici, și-a făcut zona cu miere lichidă și acum știm situația și o vom lăsa în pace un timp destul de lung. Dar asta după ce am să scot după ce scot și cartonul, fiindcă eu am pus carton și lângă peretele opus. Scoatem și acel carton. De acum cartonul îl vor deranja. Iată, aceasta este o colonie care trebuie să o aveți, să zicem, la ora aceasta, măcar așa să aveți colonie. Aici este umiditatea, a absorbit cartonul și a făcut datoria pentru a absorbi umiditatea. Am vrut să vă prezint o familie care acum este în această stare, mai micuță, așa. Asta e ceea ce trebuie să urmăresc eu. Probleme cu găinele, cu găinile, e că sar pe stup și deranjează. Da, o să înceapă albinus activitatea și după aia nu mai vin ele așa curajoase. Bun, acum avem această ramă. Prima dată voi folosi o diafragmă. Albina va putea să circule și pe deasupra și pe dedesubt. Facem așa. Nu trebuie strânsă colonia, arată bine. Această ramă o să o descăpăcim ușor, nu foarte tare, așa o zgăriem un pic. Dacă o descăpăcim prea tare, va curge mierea pe fundul lăzii și nu e ok. Această ramă va fi următoarea care va trece în cuib, dar mai încolo un pic. Deocamdată va rămâne așa cuibul strâns foarte bine și nopțile reci se poate să gestioneze foarte bine căldura. Așa, și mai venim cu o diafragmă. Iată această diafragmă, o să vină lângă această ramă. Albina aici va avea un fel de cămară. Acele cartoane care le-am scos le voi pune aici după, deocamdată. Aici după nu mai deranjează albina, deci nu mai are nicio problemă albina cu el. Așa, iar aici venim cu turtă. Acum venim cu turtă, o să mă uit un pic ce turte am aici.
energetica de acum cred că iese din discuție și venim cu o tortă proteică. Venim cu turta proteică. Pe care o folosim. Este o lucrare destul de simplă. Cei care vreți să faceți primul pas în a dezvolta. Încă nu încep cu sirop, nu am polen. Cu siropul aș putea să încep, dar deocamdată. Bun, îndepărtăm albina să se ducă de pe ramă, să putem să punem turta. Deci aceasta e o lucrare la o colonie pe care cred că fiecare apicultor la ora asta din România ar trebui să o aibă. Cel puțin așa. Deci asta e o colonie care să o ai cel puțin. Bun. Asta e tot. O să vă arăt o lucrare și la o colonie mare. Aceasta e o colonie medie mică care ar trebui să o aveți. Bun. Până la următorul film. Numai bine. Iată, acoperim așa cu asta, punem păturica. Și gata lucrarea.